Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Bilanț al primarului Neghină. Festivitatea de absolvire la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna. Strănepoata lui Creangă la Slănic Moldova. În ultima zi a lunii august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit în cadrul festivității de absolvire organizată la sediul școlii primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară, urmând să pună în slujba sistemului penitenciar din România competențele formate pe parcursul anului școlar care tocmai s-a încheiat. Promoția 2023 a primit denumirea onorifică promoția Alexandru Ioan Cuza 150, în semn de omagiu adus mare lui conducător care a luptat pentru România unită și modernizarea acesteia. La festivități au fost Nădejdea Burciu, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, pentru prima dată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar din Târgu Ocna, secretarul de stat Bogdan Ilea, care a reprezentat Ministerul Justiției, comisar șef de poliție penitenciară dr. Dan Halkin, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău, Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Vasile Budacă, consilier județean, iar printre gazde a fost comisar șef de poliție penitenciară Vasile Scutaru, directorul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ocna și primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru, care au salutat prezența oaspeților. Detalii în minutele următoare. Festivitatea de absolvire reprezintă evenimentul central și reprezentativ pentru instituția noastră, pentru că este o ocazia specială prin care toți cei care doresc să ne fie alături vin în astfel de momente să se sărbătorească în cadrul festiv, împreună cu noi și cu elevii noștri. Vă adresez cu sinceră prietenie un bun venit la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare, la festivitatea de absolvire a promoției Alexandru Ioan Cuza 150, și, așa cum a fost prezentat mai devreme, trebuie cunoscut faptul că festivitatea de astăzi are ceva special, fiind primul eveniment public în cadrul căruia folosim denumirea onorifică a instituției Constantin Brâncoveanu, numele Sfântului Voievod, ales a fi ocrotitorul spiritual al școlii noastre și al tuturor celor care lucrează sau învață aici, fapt consfințit oficial prin noul regulament de organizare și funcționare al școlii, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiției 1441 din 8 august 2023. Și pentru că suntem onorați să avem astăzi alături de noi pe domnul secretar de stat Bogdan Ilea, cel care a contribuit în mod determinant la finalizarea procedurilor legale de aprobare a noului regulament de organizare și funcționare al școlii, în baza căreia instituția noastră trece practic la un alt nivel de evoluție și dezvoltare, vă rog să-mi permiteți ca în acest cadru festiv să adresez sincere mulțumiri domnului secretar de stat pentru tot sprijinul acordat, asigurându-l totodată că aceasta este doar primul pas în procesul de modernizare pe care noul cadru legal de funcționare ne-l deschide de acum înainte. Salut deopotrivă cu aleasă considerație prezența la evenimentul de astăzi a doamnei Nădejdea Burciu, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, care se află astăzi pentru prima oară la școală, la școala noastră, prilej cu care reafirm toată disponibilitatea noastră de cooperare în domeniul formării profesionale a personalului de penitenciare din cele două țări, fapt consfințit prin semnarea la sfârșitul lunii iulie anul acesta a declarației de cooperare cu Centrul de Instruire a Personalului din Administrația Națională a Penitenciarilor din Republica Moldova. Salut de asemenea revenirea alături de noi la moment festiv a doamnei comisar de justiție Luba Jignea Suveică, director adjunct al Administrației Națională a Penitenciarilor din Republica Moldova, devenită deja un obișnuit partener al școlii noastre și un promotor al relațiilor noastre de cooperare. Onorată asistență, în discursul domnului director general, comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Halkin, din conferința de presă de acum două zile,
domnia sa reafirma public și pe bună dreptate că, citez, în poliția penitenciară din România sunt oameni absolut excepționali. Vă rog să-mi permiteți, domnule director general, să continui mesajul dumneavoastră și să afirm cu toată încrederea că, începând de astăzi, poliția penitenciară este mai bogată că, cu încă 266 de tineri excepționali, agenți de poliție penitenciară pe care Școala Națională de la Târgu Ocna îi trimite astăzi în unități pentru a se alătura cu succes marii familii a poliției penitenciare. În timpuri în care opinia publică observă din ce în ce mai des acte exagerate de teribilism și responsabilitate din partea unor tineri, noi aducem astăzi înaintea dumneavoastră absolvenții promoției 2023, oameni educați, responsabili, curajoși și bine pregătiți. Ei sunt dovada vie că valorile naționale și sociale ale României nu se pierd și că societatea noastră are resurse să evolueze într-o direcție favorabilă. Și dacă cei care stau astăzi în fața noastră, arătând impecabil, demni, mândri și încrezători, au reușit să treacă cu succes prin toate dificultățile și provocările unui proces de selecție și de pregătire profesională extrem de intens și solicitant, este fără îndoială meritul lor. Însă toate acestea nu ar fi fost posibile pentru ei fără fundamentul propriei evoluții personale, adică educația de acasă, din propria familie. Tocmai de aceea doresc să-i felicit pe toți părinții absolvenților noștri pentru educația, grija și credința cu care au crescut pe acești tineri minunați și să le mulțumesc pentru îndrumarea și susținerea pe care le-au oferit în alegerea școlii noastre, a profesiei de polițist de penitenciare și, nu în ultimul rând, a serviciului în slujba patriei și a cetățenilor. Plecând de la premisa aceasta, profesorilor și îndrumătorilor noștri a fost mai ușor să modeleze caractere, să instruiască și să dezvolte abilități și competențe. Însă meritul lor pentru reușita de astăzi la absolvenții noștri nu este cu nimic mai prejos. Tocmai de aceea profit de acest prilej pentru a felicita întregul corp profesoral și pe toți cei implicați în procesul de formare profesională și de dezvoltare personală a elevilor noștri și să asigur de toată aprecierea pentru pasiunea și seriozitatea cu care și-au îndeplinit nobila misiune de a pregăti agenți de poliție penitenciară profesioniști. Dragi absolvenți, astăzi este sărbătoarea voastră. Este ziua în care noi toți vă suntem alături într-un moment determinant pentru evoluția voastră personală și profesională. Prezența noastră aici este dovada aprecierii și încrederii cu care vă privește conducerea Ministerului Justiției, Administrației Naționale a Penitenciarelor, profesorii voștri și toți cei de față și sunt convins că nu ne veți dezamăgi, pentru că avem certitudinea că sunteți pe deplin pregătiți să deveniți prin profesionalism și dedicare piloni ai funcționării și modernizării sistemului administrației penitenciare. Nu uitați însă că profesia pe care ați ales-o este solicitantă, provocatoare și plină de neprevăzut și că tot ce ați învățat în școală despre valori, principii și reguli de viață și de profesie se pot dilua în timp și își vor pierde consistența dacă nu veți fi atenți și nu veți lucra ca o echipă, dacă nu vă veți continua pregătirea și nu veți persevera în lupta de fiecare zi cu rutina, cu tentațiile și cu propriile limite. Nimic nu trebuie să vă sperie la început de drum și nimic nu trebuie să vă înfrâneze elanul cu care vă începeți cariera, pentru că aveți toate aturile să reușiți. Sunteți pregătiți pentru performanță și succes în viață și în profesie. Totul depinde numai de voi și de consecvența cu care veți crede în valorile cu care ați crescut și în spiritul cărora ați fost educați aici, în școala noastră. În final, cu ocazia absolvirii și acordării gradului profesional de agent de poliție penitenciară, dragi absolvenți, vă felicit și vă urez succes în tot ce aveți de împlinit de acum înainte. Șefa promoției 2023 Alexandru Ioan Cuza 150, agent de poliție penitenciară Diana Alexandra Munteanu, a mulțumit dascălilor pentru grijă și dăruire. Vă mărturisesc că acest an a fost pentru noi dovada că este posibil ca într-un timp scurt să dobândim cunoștințe temeinice în alte competențe profesionale și calități umane. Cu toții am sperat, am învățat, am muncit și am exersat, apropiindu-ne din ce în ce mai mult de acest moment atât de fericit pentru noi, dobândirea gradului profesional de agent de poliție penitenciară. Dincolo de sacrificiile personale, ale familiilor noastre, ori ale celor apropiați,
Satisfacția deplină va fi dată de clipa în care vom păși în unitățile penitenciare în care vom fi repartizați. Știind că am fost bine pregătiți, atât la Târgu Ocna, cât și la secția Arad, structuri de învățământ în care istoria și tradiția sistemului penitenciar românesc se îmbină cu viziunea spre viitor. De acum încolo, nu vor mai fi note care să ne aprecieze conduita, istețimea, ori implicarea, ci ne vom confrunta cu situații reale, dificile, în care doar stăpânirea de sine, inteligența, rațiunea și cunoștințele acumulate vor putea face diferența între profesia complexă pe care am ales-o. Așadar, va trebui să devenim modele de urmat în societate, să investim toată energia și resursele în binele altora. Nu a fost ușor, dar eforturile pe care le-am depus ne-au întărit și modelat, pregătindu-ne astfel pentru drumul ales, iar prin dăruirea întregului corp profesoral, generația 2023 a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare va face față cu succes rigorilor sistemului penitenciar din România. Și prin tinerețe și entuziasm, profesionalism și dedicare, vom aduce un plus de valoare penitenciarilor în care vom lucra. În numele tuturor colegilor, cu emoție, vreau să vă transmit un mesaj de mulțumire celor care au avut încredere în noi, celor care ne-au sprijinit și ne-au fost alături, părinților, familiilor, prietenilor și mai ales dascălilor care ne-au instruit și susținut necondiționat, ne-au călăuzit pașii în tot acest an. În încheiere, am deosebită plăcere de a-i felicita și de a-i ura succes celor care mi-au fost colegi pe parcursul acestui an. Tineri, ale căror caractere s-au armonizat în scopul nostru comun, acela de a deveni absolvenți ai Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare. Vă mulțumesc! Jur! Jur! Să respect Constituția! Să respect Constituția! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Drepturile și libertățile fundamentale ale omului! Să aplic în mod corect! Să aplic în mod corect! Și fără părtinire! Și fără părtinire! Legile țării! Legile țării! Să îndeplinesc conștiincios! Să îndeplinesc conștiincios! În datoririle ce revin! În datoririle ce revin! În funcția publică în care a fost numit! În funcția publică în care a fost numit! Să păstrez secretul profesional! Să păstrez secretul profesional! Și să respect normele de conduită! Și să respect normele de conduită! Profesională și civică! Profesională și civică! În cadrul ultimei întruniri a legislativului local, primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină a făcut un scurt bilanț al proiectelor implementate în Onești. Mai multe detalii în minutele următoare. Important și care îl simt oamenii cu adevărat este proiectul legat de amenajarea zonelor pietonale. Deși creează un ușor disconfort, acolo unde intrăm și reabilităm acele zone, oamenii ne primesc cu mare bucurie, efectiv... Sunt lucruri aproape nesperate, sunt chiar mă uitam la un moment dat, eram într-o zonă și un locatar certa muncitorii că ceva nu-i plăcea și o doamnă de la geam zice, lasă-i că de 30 de ani aștept, mă uit pe geam și aștept. Asta spuneam, este un proiect greu din punct de vedere financiar pentru că toată valoarea acestei investiții, reabilitare, este pe umerii bugetului local. Până la acest moment, de la preluarea mandatului, s-au montat, s-au reabilitat aproape în jur de 100.000 de metri pătrați de zone pietonale. Ca și dimensiune, în cei 2 ani și jumătate s-au montat peste 1.000 de tiruri de pavaj la nivelul municipiului Onești. Un efort de peste 10 milioane la acest moment, probabil vom ajunge undeva la 16-17 milioane întreaga investiție, dar partea îmbucurătoare este că din estimările mele undeva în luna, la începutul lunii mai, tot orașul va fi reabilitat din punct de vedere al zonelor pietonale. A fost un efort mare, nu ușor, dar Dumnezeu a vrut să reușim să gestionăm situația și, în primul rând, bugetul. Ani în care am dat și credite,
importante, vă dați seama, sunt 10 milioane de lei, 10 milioane de lei însumează aproximativ tot pavajul care s-a pus până la acest moment în oraș, în acești 2 ani. Și s-a pus un pic de pavaj, nu poate să spună nimeni că nu se vede, se vede cu ochiul liber, oamenii apreciază, oamenii din stradă sunt alții decât cei de pe Facebook. Dacă aș fi întâlnit în stradă aceiași oameni ca parte din cei de pe Facebook, ca parte din cei vocali de pe Facebook, probabil m-ar fi demoralizat. Doar că în stradă sunt cu totul alți oameni, oamenii adevărați, oamenii care zâmbesc, se bucură și apreciază ceea ce se întâmplă la nivelul Oneștiului. Așa cum am spus, cu ajutorul lui Dumnezeu, începutul anului viitor ne va găsi cu aceste lucrări finalizate, cu creditele achitate și la începutul raportului am spus că se vede luminița de la capătul tunelului, tocmai din această perspectivă că în aproximativ 6 luni lucrurile vor sta cu totul altfel în Onești. Vă imaginați un an în care nu ai credite și nu ai depus pavaje, cam câte lucruri se pot face cu 13-14 milioane de lei care anul ăsta îi cheltuim în această direcție. De altfel, primarul Neghină și-a anunțat și candidatura pentru primăria Onești. Faptul că am ieșit la lumină, că am trecut peste acești ani grei, că am scos, din punctul meu de vedere, în primul rând, din datorii Oneștiu, mi-ar fi greu să-l las să vină altcineva să-și bată joc. Drept pentru care astăzi îmi anunț oficial candidatura, voi candida la următoarele alegeri, pentru cei care își fac planurile să nu-și mai facă planurile sau măcar să-și facă planurile în funcție de poziția mea exprimată astăzi. Voi candida pentru că trebuie să duc mai departe ce am început. Și Oneștiu merită să treacă la alt nivel. Și eu cred că se poate ca Oneștiu să treacă la alt nivel. Vă mulțumesc! Personalități marcante prezente la evenimentul dedicat lui Ion Creangă de Ziua Limbii Române. În sala amfiteatru a unui complex hotelier din stațiunea Slănii Moldova a avut loc joi 31 august de la ora 12:30 evenimentul dedicat lui Ion Creangă, cel care a vizitat aceste locuri în anii 1884, 1885 și 1886 pentru a se trata cu apele tămăduitoare de la Slănii Moldova. Evenimentul a fost marcat printr-o sesiune interactivă de omagiere a limbii române, intitulată Limba română este patria mea, urmată de simpozionul pe urmele pașilor lui Ion Creangă la Slănic Moldova, cu evocări și mărturii inedite despre viața și opera lui Ion Creangă. Invitatul special al întrunirii a fost scriitoarea și preoteasa Olguța Caia Creangă, strănepoata scriitorului Ion Creangă, iar printre ceilalți invitați se mai numără scriitorul și criticul literar Mihai Botez Tâncaru, scriitorii și poeții Adrian Lungu, Ioan Prăjișteanu, Dan Sandu, Alexandru Dumitru, Tinca Tămaș, Mihaela Băbușanu, Limona Rusu, Ionica Brandabur, Mădălina Mihaela Miron, scriitoarea și traducătoarea Gabriela Gârmacea, scriitorul și criticul literar Petre Colăcel, artistul plastic naiv Ioan Măric, generalul de armată 4 stele doctor Vasile Jenica Apostol, jurnaliștii și publiciștii Daniela Valentina Lungu, Lucia Ruxandra Dumitre cu Petre Done, Ioan Moraru, creatorul digital Dan Cristian Lungu, memorialiștii și istoricii locali Constantin Tudose și Cătălin Gabriel Dima, cronicarul și umoristul Ioan Moise, cantautoarea de muzică folk Angela Șivo și mulți alții. Detalii în minutele următoare. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit astăzi aici. Este foarte important pentru noi să avem așa o prezență și numeroasă, dar și consistentă ca și valori românești, ca să folosesc un termen așa mai general. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Olguța Creangă Caia, care a decis să fie astăzi alături de noi, pe urmele înaintașilor familiei dumneei. Mulțumesc celor doi coorganizatori, această
ediție este ideea lui Dan Buzdea, care este și jurnalist și este un slănician de-al nostru și în egală măsură celorlalți doi organizatori, respectiv doamna Ionica Bandrabur, care deja este poeta noastră, pictorița noastră și ambasadorul slănicului în țară și în străinătate, deja v-am dat un titlu nou. Mulțumesc lui Cristian Babei, pe care nu prea îl vedeți, că este în spate acolo la regie, dar și ei face parte din... Avem bucuria astăzi să avem oaspeți de seamă, domnul Ion Pisecaru, este prietenul slănicului în primul rând, în egală măsură este vicepreședintele Asociației Suflet de Artist, asociație care organizează an de an Festivalul de Obiceiuri Slăniții Vasarabene, de la Stănii Moldova, dar este și dumnealui poet și un român adevărat a plecat către baștină și către valorile românești. Mi-am imaginat că Dumnezeu a rupt un colț de rai cu tot și l-a aruncat pe pământ, cu tot cu păduri, cu tot cu ape, mai ales cu ape vindecătoare, cu tot cu îngeri, cu tot cu sfinți. Mă gândesc ce responsabilitate avem noi, căci mâine, poi mâine, Dumnezeu își va alege din mijlocul nostru sfinții săi. Dacă să putem vorbi despre creangă, este foarte... Adică nu-mi găsești cuvintele mele potrivite ca să spun ceva despre Ion Creangă. Dar am să vă spun ce spunea, ce zicea Mihai Eminescu. Zicea atât de frumos, Ion Creangă a știut să-mi cânte cam un rapsod din alte vremuri, minunatele povești rupte din sufletul Moldovei, căci glasul lui avea ceva din armonia divinității. Ion Creangă a folosit limba neauș românească, n-a fost influențat de juniniști sau de alții. Ion Creangă s-a bazat așa pe energia străbunilor noștri. O limbă atât de frumoasă, o limbă atât de dulce, a folosit încât opera e nemuritoare. Mai ales că a fost un genial scriitor, un genial povestitor. Dacă Grigore Vieru ar fi aici lângă noi, în momentul acela ne-ar spune: O neamule, tu, adunat grămăjoară, ai putea să încapi într-o singură icoană. Dacă Ilie Cleopa, marele nostru preot Ilie Cleopa de la Mănăstirea și Hăstria, care este propus de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fi canonizat, dacă ar fi aici, ne-ar spune: mâncava-l raiul să vă mănânce. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 2 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Duminică 3 septembrie, cerul se menține în cea mai mare parte senin. Vom avea o maximă de până la 30 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius. Luni 4 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Sunt posibile izolat să apară chiar averse de ploaie. Maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 14 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.